Pregătiri pentru valul 5 al pandemiei, premierul Nicolae Ciucă i-a convocat aseară la guvern pe responsabilii din sănătate, educație, muncă și pe șeful DSU pentru a analiza măsurile necesare în pandemie. Vaccinarea în masă a fost subliniată ca fiind cea mai sigură soluție de protejare față de formele grave de COVID-19. Totodată, portul măștii care să respecte standardele FFP2 ar putea fi generalizat la nivelul întregii țări. În privința școlilor, oficiale au analizat posibilitatea de a oferi măști gratuite elevilor care au nevoie. La guvern s-a mai discutat despre alternanța programului de lucru, respectiv șomajul tehnic și despre resursele financiare necesare. Introducerea certificatului verde la locul de muncă nu a fost însă luată în calcul.